și mergem la Maru Studio. Sunt două fete, Madalina și Luxandra, care fac acolo ceva legat de permacultură, de artă, artă modernă, nu știu exact, dar o să filmăm tot procesul. Și ascultăm Teodora Mețiu, cum să vorbim în public, cum să vorbim în fața camerei, cum să fim coerenți în vorbire. Și cred că învățăm o grămadă chestii. Cred că mai avem vreo o oră și 10 minute. Dacă vrei să mă zici ceva, Daniel, ești în cameră. Solul este viu și poate de aseamnă să moară. Dacă nu lăsăm sol sau nu ne ocupăm, ce impacte negative poate să fie acolo pentru sol? Cum impactăm negativ sol? Monocultură. Da. Erbicide. Da, chimicale în general. Chimicale. Arab. Arab. Super. Ce poate folosi plantele și ce conține solul. Apă și oxigen e 50% și 100 de milioane până la 1 miliard de microorganisme. Cum putem să facem? Ne trebuie o tehnică. Tehnica este, de exemplu, no-till sau na. Voi spune. Dar practic o întoarcem ea care era în tunerii. Materia organică o băgăm în pământ prin arat. În primul rând, partea cu apa și reliefuri. Asta e o schemă generală de care eu îmi folosesc casă. Cum era noi în România, să zicem, la nivel de țară, aici avem zona Dobrogea, aici avem subcarpații, mă rog, Carpații. Da. Da, da. Deci, tot. Și asta înseamnă că punctul ăsta e mai jos decât punctul ăsta. Și în funcție de distanța sau frecvența liniilor, îți dai seama dacă trenul e mai abrupt sau e mai liniu. Da, exact. Distanța foarte mică. Când avem o distanță de un metru, o distanță mult mai mare, poate trebuie mai dulce. 100 de metri. 1% înseamnă că între 100 de metri avem o diferență de nivel de 1 metru. Și asta e foarte. Asta se pot măsura din un sistem de picurare în toată grădina, inclusiv în seră. Prin oțelul subteran, aici am avut un iaz arambolit. Capa aia primea un surplus de nutrienți. De la pești. Da, stând aici. Da, da. Păi nu, în mod normal se adună un fel de nămol, că mai pică frunzulițe, se mai mori da, pe acolo da. Și... în loc să iau apa din bazine și să o duc direct în grădină, noi schimbam apa din bazine. Da, da. Luam vasul ce am acolo, împream iar. Și urmează cursul e natural, nu i-a păsat de mobila asta de pământ. Și greșeala a fost că mobila asta de pământ nu a fost bine compactată. Nu am venit utilajul respectiv să calce pe aici. Ba chiar, în mod normal, se fac niște miezuri din astea de argilă. Ca făina, știi, când pui apă de șeia, știi? Nu. Zona asta mi-a tot colat de lângă. Când eram un copil, era drept.
Și acum a ajuns să fie o creație super vizibilă, potrivită. Și luăm curbele din nivel, o să avem, o să arate așa ceva. Da, deci, dacă vrem să stăpăm de apă cât mai eficient, o să facem o șansă pe pentru a pe curbele din nivel. Vreau și eu curios cum cresc plantele astea fără aer. Cine știe orice despre grădina pădure? Are cineva experiență? Cristina și... Perdene, nu? Cred că anualele. Anualele? Da. Okay. Și se vede foarte clar. Deci ideea cu grădina pădure este exact și din nume. Dacă mergem într-o pădure naturală, o să identificăm toate straturile diferite de vegetație. Ne uităm așa în jurul nostru și o să vedem, ok, dacă se pot un pic în pământ și așa, dăm de un bulb ceva, de o leurdă, dăm de ceva care crește sub pământ, după care ne uităm și vedem că ne crește așa o plantă anuală, care în fiecare an ea moare, dar se autoconsumențiază. După care vedem că sunt unele plante care sunt perene, după care avem arbuștii, care vedem că deja se mișcă. Le-am integrat niște idei la vecinii mei în cap și acum mă întreba și pe mine dacă atunci când iasă prin acolo din vegetație, dacă pot să dau și lor un pic. Și cum asta m-a super bucurat, pentru faptul că am niciun fel de treabă și nu mi-am dat seama că oamenii se uită la mine ca la fel patru. Deci avem... Dar dacă vedeți aici, avem un pic de măr, da? Deci se produce, după care avem astea năsturei, îi știți? Ce ar fi speciile de suport pentru plantele pe care noi vrem să le creștem în mod productiv și ele sunt la rândul lor productive, pentru că ne dau rozmarin, busuioc și mai departe, ne dau gust mâncării și sunt și medicinale. Unde am vrea să punem ceapa? La margine. Păi da. Putem să punem și, ea am văzut, din experiența mea, ceapa tolerează și multă umbră. Nu știu dacă ați avut experiența, să putem să punem și chiar la baza trunchiului, adică să facem așa un fel de... cum se pune sare la intrarea ușii, să punem ceapă în jur. Pune pe alge, pe care vreau în viața mea. Da, nu e doar ceapă. Să poți să spui, ok, uite, asta e grădina și să-și arată cum vrea. No, și asta e și reacția gospodărilor mici, se adresează poate unei idei de avocat de business. Agroforestria ia în bine două chestii diferite, adică silvicultura și agricultura. Am mai perene, nu ne-am băgat un pic, dar tot mi-e știe roșii, tot mi-e știe de... vreau să vă întreb dacă știți că s-au menționat ieri puțin despre zonele grădinii sau zonele terenului. Știe cineva, cumva, care ar fi împărțirea terenului în zone? La majoritatea clienților mei nu am încă din asta de compostare și se simte foarte tare lipsa. Ne scăpăm de niște costuri, că nu mai cumpărăm atâta compost, că nu mai, să zicem, avem niște copaci și copacii respectiv ne produc în fiecare an abundență de frunze, Și frunzele alea noi le luăm și le compostăm. O să trag o linie dreaptă. Așa. Și ți le faci așa, da? Cum ajungi la ele? La mijloc. Cum ajungi la mijloc? Da, hai să zicem că îți faci în spate, așa, mai întreabă. 4 solarii. Și mi s-au dat așa. 4 solarii la fel. Așa au vrut omul. Eu am zis, facem unul și bun. Deci facem 4 mai mici. Ok. Facem, nici o problemă. Dar, nu mai știu, între 50 și 70 de centimetri. Am zis să-mi încapă roapă. După care mi-am dat seama că eu, dacă vreau să stau liniștită, eu pot să ajung 70 cm până la mijloc. Și de aici eu mai am 70 cm până la marginea asta. Cartonul am luat eu de la Carrefour gratis, nu mă ales cu ei că vrei. De la ce? De la Carrefour. De la cei de la... Da, eu de la Premium. Ele, în ADN-ul lor, știu că în momentul în care simt mișcarea asta, germinează. Am pus palele și am pus, la început am pus așa de experiment pe partea asta. Nu mai trebuie să fie o mișcare după o operație.
Da, mi-a place. Face. Poți să ajungi într-un fel prin ceea ce experimentezi și ceea ce unde trăiesc ca să nu degradezi foarte mult mediul și să iau din mediu ca să pot să supraviețuiesc în urmă. Nu aș vrea să fiu foarte pesimist, nu mai trăiesc, că bolesc. Dar să trăiesc într-un mediu plăcut și să mă ajute cât mai mult posibil să trăiesc liniștit. Astea le știți deja, aș vrea să le trec peste. Astea, pentru mine, îmi dă o energie să le fac. Adică ajung repede la avantaje, pentru că sunt destul de multe și primul ar fi impactul redus asupra mediului. Că sunt materialele care le luăm de sol, că iut, nisip, lemn. Un alt avantaj e că reghează umiditatea și purificarea. Astea, le citim, le vedem, poate le vedeți și voi, dar zici, bă, dar chiar poate nu merge. Eu aveam impresia asta. Le citeam și vedeam, dar când am experimentat, vreau un exemplu că am făcut o pifniță din saș cu pământ și în primul an mi-am pus un luminator și o ușă și am zis o să trăiesc acolo până îmi fac casa. Și într-o seară au venit mulți prieteni în vremea fumanților și eram vreo 6-7 persoane în cameră și toți fumam. Și credeți-mă din suflet că a doua zi nu mirosea deloc că fum. Pentru că pământul e cel mai bun da. Și la un metru sub pământ, deci dacă avea un metru deasupra ta, nu intră niciun fel de radiație. Deci orice fel de radiație, pământul e singurul care izolează și care filtrează toate chestiile astea. Adaptabilitate la materiale naturale e pentru că nu există ceva specific, e doar de zone. Adică te duci pe un teren și ai multă piatră, construiești cu piatră. Te duci un pic în sat și vezi pe acolo cam ce făceau casele vechi, tradiționale din locul respectiv și o să vezi că acolo găsești materialul care se găsea în zona aia. Așa se făceau de mii de ani. Acum pe industria ne-am schimbat și l-am băgat în sac, îmi place tehnica asta pentru că pământul bătătorit are foarte multe proprietăți și n-am avut niciun fel de problemă în structură sau în mucegai sau deci și nu se vede pentru că sunt cuiți cu cob. Cobul e după aia și în sine. Mestecat într-o pelată și te încuit pe saci sau pe lemn. Pe dar ce fel de saci? Saci de rafie. Da. Aici o să se mai întâmple chestii. Andy este după gar. Are și o pagină de Facebook. Am punit cu semințe pentru viitor. Am punit cu semințele pentru că mi-am dat seama că am o colecție de plante care este valoroasă și am așa un mic critic de semințe care este sezonier. Deci, nu am ceea ce am făcut eu. O să scot și niște plante, dar tot nu v-am mis acolo. Adică am început cu niște cursuri de grădinărie, cu cursuri de grădină de legume, pentru că nu e mine, adică nu pot mai mult și să mânc să fac o sezonie. Deja, în fine. Și cam asta este. Și, bine, eu am evitat așa să prea fac publicitate, adică uiți pagina, sper să găsiți lucruri importante, care mă angajez cam în fiecare an, să țin cursul ăsta plin la începutul anului. Și cumva a degenerat din proiectul ăsta mare împreună cu alți prieteni încă un alt proiect care a devenit acum recent un ONG. Găsiți și portofoliu cu proiectul la care am lucrat. Voluntariat. Am oameni care îmi sunt dragi și care de-a lungul timpului mi-am mai cerut ajutorul și în România. E o poveste faină în spate. Hai, eu am fost acolo. Da? Suntem pe la început și căutăm colaboratori, căutăm proiecte. Dar dacă vrei
vrei să accesezi niște grafice sau niște rezultate, efectiv să zici bun și... Acum Ei, nu uitați, dacă vreți să participați la astfel de evenimente, să vă uitați în descrierea clipului, că acolo am pus toate adresele de la fiecare membru care a fost la evenimentul ăsta. Și nu uitați să ne urmăriți și pe celelalte platforme, să vedeți când o să fie astfel de evenimente. Mai ales introducere în permacultură sau ateliere de lucru de permacultură, și o să o desfășor aici la fermă unele evenimente. Cred că o să fac în fiecare lună câte un eveniment. Deci o să vă aștept și aici, dar și la ceilalți, la Andy după gard, la Ruxandra de la Maru de la Sibiu, la Sfera pentru Terra de la Tibi. Deci aveți de unde să alegeți. Dacă vreți să învățați mai multe despre permacultură și construcții naturale, vă așteptăm cu drag. Eu ce am filmat aici au fost doar niște fragmente din tot ce s-a întâmplat și da, cel mai bine ar fi să participați. Unele sunt contra cost, unele sunt ca și voluntar sau cu unele cu mică donație. Da. Da. Mulțumesc de mulțumesc pentru că v-ați uitat. Să nu uitați să dați câți un like, share, comment, subscribe și toate cele pe canal. Da. Cred că îl public de Crăciun, deci Crăciun fericit și să ne auzim cu bine. Pa, pa!